și au sfințit pe fiul său Eleazar ca să păzească chivotul Domnului. Amin. Vă puteți reașeza. Câți dintre voi ați vrea să se împlinească cu adevărat cântarea pe care ați cântat-o? Versetul 2 se termina cu toată casa lui Israel a plâns după Domnul. Când intri în planurile Domnului, prima dată îți vine să plângi, nu să râzi. Pentru că planurile Domnului, se spunea deja, dau peste cap planurile tale. Uneori planurile Domnului te enervează. Ăștia-s nervi sfânți. Alteori te pune pe jar. Îți dai seama că nu mai poți sta în același loc. În prima sesiune am vorbit despre schimbarea lui Eleazar. Astăzi o să vorbim despre sfințirea lui Eleazar. Am văzut că Eleazar era un băiat comun, nu era singurul băiat din familia asta, era cel mai mic băiat, dar nu pentru asta a fost ales sau sfințit să păzească chivotul. Și el a derulat în familia lui o reactivare a planului lui Dumnezeu. El a demonstrat că în generația lui Dumnezeu poate și vrea să lucreze. Dar atunci când îți spui Dumnezeu e prezent și pentru generația ta, așteaptă-te ca Dumnezeu să spună Dumnezeu e prezent dacă tu faci un pas. Dacă tu alegi să te predai lui Dumnezeu. Biblia spune și au sfințit. Nu l-au sfințit. Pentru că, dragii mei, sfințenie este o decizie voluntară. Nu mă risc să vă pun să ridicați mâna câți considerați că sunteți sfinți. Mi-e frică să nu cumva să-i fac pe unii să mintă, iar pe alții să mintă că n-au ridicat mâna. Ce înseamnă sfințenia? Dacă v-aș da un chestionar pe care să scrieți un cuvânt care e sinonimul sfințeniei, ce ați scrie? Unii spun a fi sfânt înseamnă să fii cu un anumit set de reguli. De exemplu, îți dai seama dacă un om e sfânt după cum merge pe stradă? Uneori da, că nu intră în club. Vedeți, dicționarul explicativ al limbii românii nu prea ne ajută, pentru că el zice, Dexu, cel puțin variante din 2015, cealaltă n-am mai consultat-o recent, spune așa, a fi sfânt înseamnă să lupți pentru o cauză religioasă și după moarte o vei avea putere să faci minuni. Ce ziceți? Există sfinți post-mortem? Sfinții sunt pe scaune și doi stau în picioare. Uite, și el e sfânt. Cu mine împreună, doi. N-ați zis amin? Doamne ajută. Măcar pentru cei care stau pe scaune. Există sfinți care sunt agățați pe pereți? N-aveți. Și bine că n-aveți, că nici nu sunt. Le-ți doar așa, imaginați. A fi sfânt înseamnă să derulezi o acțiune și să nu derulezi un alt fel de acțiune. A fi sfânt înseamnă a fi activ într-un domeniu anume și a fi inactiv într-un domeniu anume. În această sesiune o să vă prezint câțiva pași practici prin intermediul cărora puteți ajunge să fiți sfinți. Cum arată Sfântul secolului 21, Sfântul din Trossingen? Și puneți localitatea de unde vii, Sfântul sau Sfânta. Cum arată? Dacă vrei să fii sfânt, în primul rând părăsește orice anturaj în care se produce păcat. Reține ce-ți spun, părăsește. Deci nu sta în preajma locului unde se produce păcat.
După o sesiune, o conferință cu două sesiuni, dintr-o localitate din România, au venit la mine un băiat, a crezut el că se dă rotund, nici nu era măcar dar cum să se dea, și a venit și a spus, frate Căle, mie mi-a zis Domnul că eu trebuie să mă duc să fac evangelizare în bar. Asta e chemarea mea. Și am zis, prietene, dacă vrei să primești un pumn între ochi, să vii mov, vezi că nu mă rog pentru tine cu ungere. E lucru manual. Domnul nu te trimite în bar, mai ales dacă mai și tragi pe la măsea sau pe la măseluțe, păhărele. Deci n-ar cum să te trimită Domnul. Eventual, când cineva îi scos de sub influența alcoolului, dacă tu te rogi, Domnul poate trimite la tine acasă, pe strada ta, să-l întâlnești pe drum. Se poate. Dar Domnul nu te va trimite în bar. Există oameni care spun, hai să-i chemăm la evangelizare pe unii care cântă un anumit tip de ritmuri, nu le dau acum exemplu, că nici măcar nu le rostesc numele la ritmurile astea, atâta de păcătoase, așa? Zice, hai să cântăm așa ca ei, că așa îi atragem. Îi facem să fie impresionați. Noi cântăm ca ei, unii fumează ca ei, alții ca ei. Nu e adevărat. Dumnezeu, când l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos în lume să evangelizeze lumea, nu l-a făcut pe Iisus păcat în sensul în care să păcătuiască fizic el. Cel a luat păcatele oamenilor, dar n-a păcătuit niciodată. Deci când noi vrem să evangelizăm pe oameni, nu trebuie să trăim în păcatele lor ca să-i atragem. Nu. Noi printre ei trebuie să fim modele și când ne dăm seama că în locul unde suntem noi se produce păcat, noi trebuie să fugim. Un verset mai jos, față de cele două versete din Timotei, cei care le-a citit fratele, spunea, fugi de poftele tinereții tale. Nu sta la taclale cu ele. Nu negocia. Nu zi o stare, pe mine nu mă învinge nimic. Eu sunt cel mai tare, eu sfânt, nu. Nu negocia cu păcatul, pentru că păcatul e mai tare decât oricare dintre noi. Păcatul trebuie să fie părăsit. Și acum îți spun clar, indiferent ce risc există. Am fost la o conferință unde am zis, tu bărbate, care faci fals în acte la locul tău de muncă, mâine la prima oră trebuie să-ți dai demisia, era într-o duminică. Pentru că nu-i normal să stai într-un loc unde falsifici și păcătuiești și minți în acte și tu pretinzi că ești omul lui Dumnezeu. Nu-i normal. Ca să vin la vremea voastră, dacă ești într-o relație de prietenie, băiete, și simpatizezi o fată care nu s-a întâlnit cu Hristos, tu n-ai timp să ajungi la sesiunea 2 și 3, după a treia să-ți, da? Faci despărțire. În pauză trebuie să te despărți. Cum? Da. M-ați auzit bine ce a zis? Frate, eu evangelizez, eu mă duc și transmit mesaje, eu am chemat-o la biserică. Bă, câte un băiat există, nu știu cum e băiatul ăsta, tipul ăsta de băiat. Veci pur n-o citi Biblia. Și din toată îmi trimite câte un mesaj, frate, că le dați un verset din Biblie, că vorbesc cu o fată și ce și? A, vrei să o impresionezi. Și vecii vecilor n-o citi din Biblie, dar cele versete din Biblie, de ce? Vrea să fenteze fata. Ci că ce biblist e băiatul? Numai din Biblie îi răspunde. Caută păstrăci cu lupa versetele. Da, acolo. Știți, aplicați. Nu-i normal. Deci vă spun răspicat pe românește, că germană nu știu, v-aș fi zis și pe germană. Nu-i normal și nu-i permis, e chiar interzis, ca un băiat născut din nou, botezat în apă, să aibă relație de prietenie cu o fată care nu-i născută din nou. Când trebuie să se despartă azi, între sesiunea 2 și 3, să n-ajungă acasă. Intră în birou la mine o adolescentă, avea 15 ani și zice, frate, că le vreau să vă spun ceva, da, cum să nu ia loc. Bine că m-am pus și eu jos, că după aia, dacă nu era cam complicat. Zice, să vedeți, discut cu o fată, discut cu un băiat, are, nu știu câți ani, nu contează, mult mai mult decât ea, ea avea 15, și eu așa o întreb sincer, și cam ce vrei să faci cu el? Nu știu. A, ok, deci a trecut primul test, că e nul ce urmează, adică trebuie să se despartă. Și îmi zice, eu așa o întreb ca să fiu un pic mai open-minded, deși nu prea mi se potrivește. I-am zis, e evanghelic?
Să nu zic că doar penticostal, știți că o să sară alții bucuroși pe mine. Și ce, nu, frate, e musulman. Opa! V-am spus că am stat jos, că de nou. A fost primul caz când m-a speriat. O fată de 15 ani discuta cu un băiat deja bărbat, cred eu, musulman. Acum eu sunt foarte onest cu voi. Musulmanii pot fi mântuiți, amin? Dumnezeu să-i atingă. Sunt ființe umane, nu suntem rasiști. Biblia nu-i exclusivistă. Orice om poate avea acces la Evanghelie. Domnul să atingă colegii voștri, colegele voastre și să-i mântuiască, amin? Domnul să lucreze. Dar o fată care vrea să-și păstreze sfințenia, în primul rând vârsta este incompatibilă, că la 15 ani au zis că nu știu ce să facă cu el, da? Și a fost foarte corectă. Și apoi, cum să discute cu un băiat care nu crede în Domnul Iisus ca Mântuitor? Am stat câteva zeci de minute să discut cu ea și să-i demonstrez că nu e normal. Argumente logice, psihice, emoționale, tot ce vreți și inclusiv biblice. La final, am căzut de comun acord că ea se va despărți de el. Dar ascultați ce mă întreabă. Frate Caleb, cât m-am mai lăsat să vorbesc cu el? Aproape că am crezut că nu înțeles nimic. După asta îmi zice, mă mai lăsați vreo frumos 3 săptămâni. Eu zic, nu. 2 săptămâni deja ai trepitat barba. Nu. 1 săptămână vreo frumos. Nu. 3 zile. Nu. Era să mă enervez, dar n-am apucat. 2. Vă rog frumos, deja aș punea mâinile ca și cum s-ar fi rugat la cineva, dar la mine n-are voie să se roage. Numai lui Dumnezeu, vă rog frumos, o zi, mă mai lăsați? I-am zis nu. Și cât timp îmi dați? 0 minute, 0 secunde, fracțiuni de secundă mai negociem. Și cum să fac? Păi cum să-i spun că nu mai vorbesc? Că eu văd un om inteligent, un om extraordinar. Am zis, păi, dacă nu știi cum să faci, dă-mi Sfântul tău telefon. Apropo, care dintre voi ați făcut care să dați telefonul aici? Bun. Nu ridicați-mă, că vă aștept istoricul. Da? Dă-mi Sfântul tău telefon că formulezi un mesaj încât vecii vecilor pur, amin, nu-ți mai scrie. Dar eu nu-mi jur, că n-am jurat niciodată, slavă Domnului pentru asta. Cum adică tu să negociezi, domnule? Știi clar că mergi pe interzis. Știi clar că ceea ce faci tu e greșit. Este împotriva Scripturii. Scriptura zice clar, 1 Corinteni, cuvântul lui Dumnezeu, Sfântul Pavel zice, nu e îngăduit. Nu puteți. E imposibil, puteți încerca, dar nu rulează. Căci ce legătură este între întuneric și lumină? Dar, zice Biblia mai clar, ce legătură este între Hristos și Belial? Când tu, ca fată creștină, autentică, vrei să spui că vorbești cu un băiat din lume care nu cunoaște pe Hristos și care nu-i botezat în apă, tu vrei să spui că îl pui pe Hristos în situație să-și întindă o mână și să facă pact cu Satana. Cam asta e ideea ta. Și asta. Înțelegi ce spun? Deci tu pretinzi că Dumnezeu va deveni fals. Că Hristos va ajunge să fie în pact cu diavolul. E imposibil. Dragilor, n-am întâlnit caz. Și țineți bine ce vă spun, că am discutat cu sute de cazuri în care un băiat să intre pe interzis în căsătorie, având legături cu o fată care n-avea nimic cu Iisus Hristos și care să ajungă bine. N-am întâlnit, dar vă dau un caz horror, vorba voastră. Groaznic de dur. Când în birou a intrat o soră trecută de 60 de ani, era îmbrăcată în negru. Știam ce i s-a întâmplat, eram înfiorat. Băiatul ei, trecut de 40 de ani, a fost găsit într-un cartier din România. Cu ștreang în gât, a fost găsit după 3 zile de când era cadavru. Pentru că un tânăr făcea jogging și cu un câine, câinele l-a sesizat în nări, miros de cadavru. Bărbatul de 40 de ani avea un copil de aproximativ 20 de ani,
care nici măcar n-a participat la înmormântarea tatălui lui. Când a intrat sora asta în birou, Duhul Sfânt mi-a zis să o întreb: soră, cum v-ați căsătorit? Dați-mi că avea 60 de ani, mi-a fost dificil să o întrebați. Plângând a zis: frate Caleb, eu am fugit de acasă și m-am căsătorit cu bărbatul meu fără să fie de acord părinții mei cu mine, pentru că el nu era cu Dumnezeu. Dintr-o dată mi s-a destăinuit toată taina. Și mi-a zis Duhul Sfânt: spune-le la tineri pe unde mergi, că dacă vor să-și semneze certificatul de distrugere a vieții, să accepte o căsătorie nebiblică sau o prietenie nebiblică. Femeia asta, 40 de ani aproximativ, s-a chinuit să încerce să-i prezinte calea pocăinței bărbatului ei. Pe patul morții, bărbatul ăsta care a fentat-o, care a fost un obraznic și a aburit-o. Aveți grijă, fetele, nu vă lăsați aburite de băieți care par serioși, dați bagabonți cu acte în regulă. Aveți grijă. A aburit-o și 40 de ani a încercat să-i spună: vino la Hristos. Pe patul morții, când mai avea câteva minute de trăit, i-a spus: n-ai vrea să-ți chem un pastor? Și el a spus: pleacă cu Iisus Hristos și cu Dumnezeu tău de aici. Și a închis ochii și a mers în iad. Băiatul său s-a spânzurat și nepotul său are gânduri suicidale. De ce? Pentru că o fată, la vârsta tinereții, a încălcat principiile biblice. Realizați ce repercusiuni au existat în ani? Ce consecințe grave? Părăsește! Ți-e greu, îți vine să plângi, normal! E foarte dificil când scrii telefonul ăla, mesajul ăla. Am ajuns la bărbați în toată firea necăsătoriți. Unul dintre ei a trecut de 30 de ani să stau cu el în birou 2 ore și să explică: nu-i normal să se împrietenească sau să simpatizeze o colegă de la locul de muncă. El nu era căsătorit, avea dreptul să simpatizeze o fată, o tânără, dar fata aceea n-avea legământ cu Hristos. Și de la ora 6 până la ora 8 am stat cu el în birou să explic. La final mi-a zis: da. I-am spus: uite, mergi acasă, o suni, îi transmiți mesaj, te desparți de ea, îi dai bloc, îi ștezi numărul și îi trimiți prin screen. Screenshot. WhatsApp. Vreau dovezi. Vreau să fiu sigur că ai scăpat. La ora 10 și câteva minute, 22 și câteva minute, mi-a trimis screenshot că o trebuie să mai vorbesc încă 2 ore cu ea. Să o convingă că nu și-a bătut joc de ea. Părăsește! Părăsește! Nu știu, există pe aici bancheturi? La final de clasă de liceu? Există așa ceva? Întâlniri? Știți, da-mi ei atunci. Țineți-vă bine pe scaune. E normal să particip la o întâlnire de felul ăsta la final de clasa 12? Ce ziceți voi? Biserica se zice nu. În fapte? Vedem. Păi culmea culmilor, domnule, îl văd pe unul că merge într-un club, își mai face și o poză, nici atâta minte n-are, și o mai pune și pe internet. Sau merge la nu știu ce festival și dă brățar. Și el vine și zice: aleluia! Brățara! Taieți, era să zic cămașa, taieți brățara! Măcar să-ți fie rușine dacă ai fost. Nu-i normal, domnule, să fluturi prostia, că nu pot numi altfel. Nu-i normal. Deci nu-i normal. E chestiune de raționament, logic. Vă spun cum a fost în clasa 12-a la mine? La 12-a, când se apropie banchetul la liceele necreștine, e așa un freamăt, fiecare care mai de care, fetele își cumpără nu știu ce rochi, altele mai puțin îmbrăcate decât așa, în fine. Diriginta mea, profesoara de chimie de la liceul de informatică din Cluj-Napoca, Tiberiu Popoviciu, întreabă la oră de dirigenție, credea duminică retoric, săraca: cine nu vine la banchet? Eu cum pentecostal din Maramureș, nu vă spun numele lui că e mai bine acum, dar e pocăit, nu de altă. A ridicat mâna și am zis: eu nu vin la banchet. Se uită așa lung diriginta și zice: păi cum? Cum veniți la banchet? E o întâlnire la 4 ani, e unică, trebuie să fiți toți.
Cum mai am știa că cu Biblia, nu știu cum să vă explic. Prin harul Domnului, în clasele 5-12, am purtat Biblia cu mine în ghiozdan în fiecare zi. Și uite că n-am murit. Aviz amatorilor. Cine încă e la școală să-și cumpere o Biblie cât gentuța? Acum știu că se poartă să mai mergeți rău cu ghiozdanele la școală. Lăsați cursurile, nu știu pe unde, prin clase. În fine, asta e altă paradesă. Și când purtam Biblia cu mine la școală, pentru că prin harul Domnului luam 10 la mate, un elev, un coleg mi-a zis, așa e că tu de-aia ai 10 la mate, că îți poartă Biblia în noroc. I-am zis, eu nu, prietene, pentru că fac temele la mate. Pricepuși? Aviz amatorilor care iubesc matematica. La mate se ia 10 când îți faci temele. Cu creonul și hârtia. O zici cineva amin, specialist în mate. Da? Și pentru că mă știa că-s cu Biblia, adică greu de convins, o venit diriginta la mine și a început să facă munci de lămurire. Și a zis, ascultă-mă, Caleb, uite, dacă tu vii la banchet, eu cu tine o să ne așezăm amândoi pe o bancă în colțul sălii și tu o să-mi predici din Biblie. Hai, șmecherii deavolul ăsta. Ce trebuie să fac? Evangelizare la banchet. Da? Pe Facebook, prima pagină, mii de vizualizări, predicator de la banchet. Știți cum se predică la banchet? Prin absență. Nu m-am dus. Nu m-am dus. Indiferent ce mi-a promis diriginta. De ce? Eu am știut că acolo e șampanie, am știut că acolo e dans, am știut că se creează legături imorale și dacă în România banchetele se termină cu închirieri de camere de hotel, oare ce se întâmplă în Germania? M-ați auzit bine ce am zis? Și vorbesc realități, nu bazme. Păsește orice anturaj în care se produce păcat. Dacă la locul tău de muncă, băiete, e o necurată și tu nu poți rezista în fața ei, dispari, dă-ți demisia. Dumnezeul pe care ți-l predic e mai tare decât locul tău de muncă. Și Dumnezeu e capabil să-ți dea, poate chiar în ziua în care ți-a dat demisia, al loc de muncă, în care să nu se producă păcat. Părăsește! Ascultă-mă bine ce-ți spun! Părăsește orice anturaj în care se produce păcat. Anturajul poate fi pe Facebook, prin Messenger special, anturajul poate fi prin WhatsApp-ul tău, prin Telegram, prin Signal, prin orice rețea, inclusiv Insta, ca să nu mai vorbim, că am zis în prima sesiune de video chat la fete, orice anturaj, adică un context în care discuți, socializezi, aparent doar, ceva nevinovat în aparență, cu oameni care nu sunt născuți din nou. Eu nu spun că Dumnezeu te așează într-o chilie ca Daniel Sihastru, să stai tu acolo într-un vârf de munte, să n-ai semnal, să stai internetul. Eu nu-ți cer asta, că Biblia îți spune, fii în lume, dar nu fie lumea în tine. Nu cumva să zică careva acum după sesiunea asta, gata, abia așteptam să zică un predicator să mă las de școală. Stai cu minte la școală. Și termină studiile și mai fă încă una. N-ai zis amin. Cam greu. Continuă studiile, o să regresi mai încolo. La 40 de ani o să vrei să faci școala și nu o să mai ai cum. Fă studiile. Pentru că în mod normal în sala de curs nu se fumează. Și dacă se fumează, ai dreptul legal, legislativ, să discuți cu coordonatorul de sală sau cu coordonatorul de curs. Fii atent ce faci. Dacă în curte și în toalete se împart droguri, tu trebuie să semnalizezi. Și asta e un act sfânt să semnalizezi. Pentru că nu-i normal ca în toalete de școli să se împartă pachetele de droguri. Nu-i normal. Și dacă tu transmiți informația asta, nu părăști, ci ești corect. Ești corect. Adică blochezi o manieră în care satana intră în generația adolescenților și a preadolescenților. Părăsește. Dar ceea ce faci tu de când ieși din sala de clasă, din curtea școlii și până acasă, asta se numește anturaj. Cu cine ești tu în afara locului tău de muncă, se numește anturaj. Cu cine discuți tu în mod privat, că e una să fii pe un grup de școală în care
Aveți dreptul să scrieți fiecare dintre voi, dar dacă careva derapează în scris dirigintele sau coordonatorul tău cam reglat, tu la semne, și alta să-ți faci tu un grup separat numai cu bagabonții din clasă. Pricepuși? Cine te pune să stai acolo? Ieși! Ieși! Ieși afară! Ieși din anturajul murdar! Am întâlnit zeci de oameni care își plâng zilele. Pentru că atunci când au fost sfătuiți să iasă dintr-un anturaj murdar, n-au ieșit. Când mergeam la pușcăria din Aiud, de fiecare dată, după predică, venea la mine un tânăr. Avea o orgă gri, așezată sub braț, cânta la închinare. Și de fiecare dată lăsam să zică din nou, pentru că simțeam că trebuie să-și descarce sufletul. Uita că îmi spunea, că nu mergeam foarte des. Și zicea, frate Caleb, sunt născut în familia lui Cutare. Fratele meu e un mare predicator, îl cunosc, e prieten apropiat din România. Amândoi am mâncat la aceeași masă. Amândoi am primit același tratament. Între noi o distanță de doar 2 ani, diferență. Fratele meu a studiat teologia și a ajuns să fie folosit de Dumnezeu, dar eu nu l-am băgat în seamă pe Dumnezeu. Când tata și mama mă chemau la biserică, îi consideram niște expirați și jumătate. Am vrut să-mi fac eu viața mea, nu făceam temeli la școală, am devenit dezorganizat, am uitat de niște găști, m-am dus să fac numai mușchi și sală și bodybuilding și fitness, am ajuns mare, mai puțin deștept, mare, și am zis că mă angajez ca bodyguard într-un club. Că am zis că nu mă stau. Și dacă tot am depus atâta efort, am mușchi, măcar să-i folosesc. Dar într-o noapte, când două găși s-au încheierat, pe unul care avea alcool la bord l-am atins ca să-i despart, să-i spart găștile. Și din acea atingere a căzut cu capul atat de beton și a murit pe loc. Frate Caleb, mi-a zis el, am primit 17 ani la maximă siguranță. Am fost îmbrăcat și în cămașă de forță. Eu, pui de pentecostal. Eu, fratele lui Cutare. Știți ce regret, a zis el? Că înainte să ajung în pușcărie, Dumnezeu mi-a îngăduit un accident. M-au luat cu descarcerarea din mașina cu care am intrat în stâlp. Și după ce m-au luat de acolo, am intrat în spital și fratele meu era traducător la un pastor din Nigeria, care avea un dar de cunoștință puternic și care în timp ce era la învon cu fratele meu și îl traducea, a primit un mesaj profetic că la final de slujbă trebuie să grăbească să ajungă unde e fratele traducătorului, deși nu l-au văzut, nu m-a văzut niciodată în viață. A intrat în salonul meu și mi-a spus așa, așa vorbește Domnul. Oprește-te să mai fii prieten cu anturajul tău, că dacă nu, în scurtă vreme, vei fi aruncat într-o groapă adâncă de unde vei încerca să ieși și mult, mult se va plânge pentru tine și multă vreme nu vei reuși să ieși. Vă dați seama că Dumnezeu a trimis un pastor din Nigeria în România, nu vă spun în ce oraș, că e mai bine, dar e caz real. Și pastorul a programat Dumnezeu să-l traducă fratele pușcăriașului, care urma să devină pușcăriaș. Pentru că Dumnezeu avea o șansă pe care i-a dat-o și a spus printr-un nigerian, ieși din anturajul în care te afli, ieși, că dacă nu, vei fi aruncat într-o groapă adâncă. Cei mai mulți care au ajuns rău, din calea afară de rău, n-ar fi ajuns niciodată dacă ar fi ieșit din anturajul în care s-a aflat. Întâlnesc mame disperate care vin la mine și spun, pastore, băiatul meu e judecat penal, are dosar penal și urmează să-i se dea sentința. A stat doar de 6. N-a atins pachetele de droguri, n-a furat nimic. A stat să vadă dacă îi prinde pe alții. Părăsește! Se poruncă divină! Părăsește orice anturaj, fă-ți revizie personală, gândește-te bine, care este oamenii ăia?
Nu e obligatoriu să fii cel mai bun prieten cu ei. Poate n-ai avut niciodată prietenie accentuată cu oamenii ăia, dar părăsește-i. Părăsește-i azi, mâine, s-ar prea putea să fie prea târziu. Consilez oameni care au avut probleme cu drogurile și le spun clar, pe românești. Ia-ți telefonul pas cu pas. Blochează-i numărul lui cu tare, numărul lui cu tare, numărul lui cu tare, numărul lui cu tare. Toți ăștia din... Blochează-i. După ce ai blocat, șterge-i. Șterge-le numele de telefon. Când vine presiunea aia psihică, din nou să vorbești cu ei. Să nu mai poți vorbi cu ei. Că nu-i mai ai în listă. Dragii mei, trăim într-o vreme foarte dificilă. Până și România s-a ajuns că se dă sau se testează o lege dacă se intre cu test de drog în școlile din România. Dacă România e așa, oare cum e în Germania? La ora actuală, când te oprește poliția în România, nu-ți verifică doar alcoolimia. Îți verifică dacă ai droguri în sânge. Face probă de drog. Știți de ce? Pentru că din vest, vine alarmant de grav tot felul de virus, nu de ăștia pandemici, COVID, nu. Virus informaționali, presiuni ale anturajelor, oameni care nu rezistă la anturaj, oameni care cad pradă ușoară în fața unor sisteme atât de agasante. Totul e programat, totul e foarte bine făcut. Nu dau aici detalii că e mai bine acum să nu vă dau. Dar vreau să vă spun ceva. Nu vă puteți imagina cât de grav sunt afectate suflete nevinovate, suflete naive. De aceea trag semnal de alarmă și îți spun clar, îl vezi dubios, îl vezi interesant, îl vezi că nu-i cu toate acasă din perspectivă spirituală, îl vezi că folosește jargoane, îl vezi că înjură, dispar, nu sta cu ei, pleacă de lângă ei. Găsește-ți tu oameni care vorbesc nu numai din Biblie, că nu trebuie să fim naivi, să spunem că nu doar din Biblie vorbim, nu. Vorbesc lucruri echilibrate, sociale, dar când e vorba de păcat, se tem de Dumnezeu, o frică de Domnul. Se opresc să intre în subiecte care nu sunt pe placul lui Dumnezeu. Părăsește. Părăsește orice anturaj în care se produce păcat. Prieteniile nebiblice te vor coborâ pe trepte spirituale tot mai jos. Vreau să spun ceva. Ce crezi? Samson a fost tare? Eu zic că a fost cel mai slab om de pe planetă. Mă plătirau de el. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu l-a ales din pântecele mamei lui. Când la Manoah a venit îngerul Domnului la soție mai întâi, și când i-a spus clar, fii atent, spune soției tale și tu, nevastă, fii atentă, vei rămâne însărcinată, există niște prescripții, pentru că băiatul ăsta va fi în legea Nazireului. O lege foarte rigidă. Dacă ar fi respectată azi, toți ăștia ar fi numiți fanatici religioși. Să n-atingă nici măcar boabe de strugure. De ce? Închinat Domnului din pântecele mamei lui. Omul ăsta e chemat să fie un om care dă peste cap tot ce înseamnă lumea filisteană. Dă peste cap vulpile lor, dă peste cap dușmanii și armatele lor, 1000 de filisteni au omorât odată. E chemat de Dumnezeu să aibă o lucrare specială, supranaturală, dar asta înseamnă absență din prezența păcatului. Primul derapaj al lui Samson e că s-a bazat pe ce a văzut. În Biblia zice că s-a coborât la Timna. Și acolo a văzut o femeie care i-a plăcut. Fata asta nu avea legământ și părinții ei n-aveau semnul legământului, n-a fost tatăl ei tăiat împrejur pentru că nu era dintre evrei. Și taică-su și maică-sa l-au tras la semne pe băiat și au zis, mă băiete, uită-te în tot Israelul. Nu-ți zicem cu care să te însori, dar nu găsești o singură fată dintre fetele evreice? Te duci la filisteni? Știți care a fost argumentul lui tata? Care sunt netăiați împrejur. Tăierea împrejur era semnul legământului poporului evreu cu Dumnezeu. Dumnezeu s-a angajat că dacă un băiat dintr-o familie se respectă tăierea împrejur, înseamnă că familia aia continuă sub legământul pe care Dumnezeu l-a făcut cu Avram. Și asta înseamnă protecție. Asta înseamnă putere. Asta înseamnă că Dumnezeu era cu familia aia.
Și ce-a făcut Samson? A zis, nu-mi pasă! Nu mă interesează de legămintele voastre! Băgați-le pe foc! Ia-mi-o, că-mi place. Ce-ți place ea? Păi îmi place că fumează un pic. Îmi place că mai un pic se drogează și nu cade pe drumuri. Ce-ți place la ea cum se roagă? Ce-ți place la ea? Vă întreb, ce-i place la ea? Dar ce trist. Ce trist. Știți câte zile a fost căsătorit Samson? 7. Cea mai scurtă căsătorie din Biblie. 7 zile. Cât i-o ținut nunta? Ce trist. Că s-a derulat nunta și în cadrul nunții numai glume au avut în cap și ghicitori și prostii. E foarte important cum îți organizezi și masa nunții. E foarte important. Binecuvântarea ta în viitor depinde de frica de Domnul pe care o ai în toate domeniile. Am încheiat paranteză. Și au zis, dacă vă dați seama de ghicitoarea asta, atunci eu îmi voi îndeplini provocarea. Aviz persoanelor care se joacă cu provocări nepermise. Nu-i admis ca într-o provocare, într-un joc dintre un grup de băieți și fete să fie o provocare, că dacă o să luți pe o fată, să nu-i biblic. Este o provocare satanică. A zis cumva amin și n-ați auzit? N-am auzit? Grijă mare ce provocare aveți în jocuri. Grijă. Și când s-a dus o mare filistein ca să-și îndeplinească promisiunea, s-a întors înapoi. Și a zis, dă-mi eu pe soția mea. A, bun venit pe tărâm filistean. Acum noi dictăm aici. Te-ai căsătorit cu o fată filisteancă? Îl ai pe tata socru pe filisteanul care e coordonat de satana. Și eu zis, am crezut că tu nu mai vii, că noi cam purtăm gestul ăsta, când pleacă unul, nu se mai întoarce. Și a dat-o la altul. Mare eșec este. Foarte mare. Și nu-ți trebuie mai mare nenorocire decât să te trezești că te-ai măritat cu un derbedeu. Și viceversa. Mai mare nenorocire nu-ți trebuie. De ce? De ce ai fost îngăduit să ajungi acolo? Și paranteza continuă. Că dacă o ieșuat în familie, în căsătorie, după 5 ani, vine și zice, pastore, mă recăsătorești? Eu te întreb, a câte oară? A câte oară vrei? Păi numai tu ești mai fanatic încă vă 2-3 din cult. Numai voi ziceți că nu. Interesant. Întrebarea mea este, când ai greșit? Înainte să te căsătorești și n-ai avut călăuzire? Sau după ce te-ai căsătorit și ai comis păcate? Singurul caz în care Biblia îți permite, dar nu-ți recomandă, acceptă cumva despărțirea, e cazul de infidelitate. Dar nu zice nicăieri că ai voie să te recăsătorești. Că atunci dacă ești victimă odată, de 2 ori, de 3 ori, de 5 ori, de 10 ori, de câte ori vrei să te... Înțelegi? A câte ori vrei să te recăsătorești? Și uite așa, anturajul murdar îți nenorocește viitorul. Dragilor, voi faceți ce vreți voi din ce vă spun acum. Dar țineți minte ce vă transmit. Cuvântul ăsta nu se contestă pe sine. Nu se contrazice niciodată. Și dacă asculți de cuvântul Domnului, ajungi doar bine. Se zice amin aici. Ajută-ne, Doamne. Eu vă prezint cuvântul Domnului fără să fac rabat pentru cineva. Nu-mi pasă ce imagine îmi formez și nu mă interesează ce notă îmi dai. Eu sunt reprezentantul lui Dumnezeu să spun Biblia. Părăsește. Dar părăsește azi. Va trebui să pui mâna pe telefon, că dacă te întâlnești cu persoana din nou te aburește, iar ca spradă discuțiilor și sentimentelor și așa mai departe, va trebui să te oprești. Și o să-mi spui cum telefonic, da, telefonic. Fără să te mai întâlnești cu persoana aceea. Zici că te unul frate, dar eu o chem la biserică. Bă, frumos din partea. Ce ești pastor? Cine te crezi? Nici pastorul nu poate să facă asta decât dacă cheamă pe mai multe persoane. Care e ideea?
Tu confunzi prietenia cu mijloc de evangelizare? Păi dacă ai chemat-o deja, știi adresa, fain frumos, i-ai lăsat pe WhatsApp adresa, ai văzut două bife albastre, că au primit informația, ai dat bloc și-ai șters-o, dacă te ispitește. Lasă-o să vină la biserică. Să nu vină la biserică pentru tine, să vină la biserică pentru Hristos. Amin. Să vină pentru relația ei personală cu Dumnezeu. Să vină pentru că vrea o relație cu Dumnezeu, nu cu tine. Am consiliat cazuri în care fata a fost atât de disperată încât i-am spus că dacă nu se oprește, ajunge internată la psihiatrie. Și a ajuns. Și cu riscul să ajungă la psihiatrie, nu i-am dat voie să continue să rămână la el acasă. I-am zis, este interzis păcatul chiar dacă ajungi la boli. Păcatul este interzis. În cazul ăsta, un caz din România largă, că sunt multe cazuri în România, când numai cu români lucrez, băiatul vrea să se pocăiască. Și fata zicea, nu, tu rămâi cu mine. Și a spus, prietene, uite, într-un singur caz îți dau voie să mai continui prietenia cu ea, ca știu că nu rezistă, dacă odată te mai atinge pe mână, pe mână, tu ai plecat. I-a zis, nu, 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 nu-l mai ating. Nu-l mai ating. Au plecat acasă? I-a spus, n-are voie să mai urce în apartamentul tău, pricepi? Pricepi? Nici cu mama sa, nici cu taică-sa, pentru că are gânduri meschine, păcătoase. Voi trebuie să vă despărțiți, ca să n-ajungeți la curvie. Cum a ajuns acasă? Cum? Și-a derulat diavolul planurile sau încercat să le deruleze prin ea. M-au sunat la miezul nopții, pe la două dimineață. Har Domnului că eram în vacanță. Că nu fiecare dimineață pot răspunde la ora două. A făcut tot felul de schibiții, a spus așa, fii atentă. Fii atentă ce spun. Dacă nu te liniștești, vei avea probleme cu poliția și cu spitalul de psihiatrie. În 4 ore s-a întâmplat asta. A venit poliția, a chemat salvarea și a internat-o. După 3 săptămâni și-a revenit. Nu a murit. Nu a murit. Vie. Dar nu a curvit. Mă înțelegeți? Nu acceptați păcatul, indiferent cât de mare presiune se așează pe sufletul vostru. Mintea voastră să fie setată în felul următor. Totul până la păcat. Totul până la păcat. Indiferent ce vor zice oamenii despre noastră, nu acceptați păcatul nici în ruptul capului. Nimic, nimic păcătos să nu vă permiteți. Părăsiți orice anturaj în care se produce păcat. Și aici atrag un semnal de alarmă că mi-l zice Duhul Sfânt. S-ar prea putea ca în biserica unde mergi tu să se creeze un anturaj de băieți șmecheri. Șmecherii bisericii. Ăia care întotdeauna sunt contra sistemului. Ăia care pe toți ironizează. Ăia care întotdeauna se cred mai deștepți. Numai se cred, nu că și sunt. Ești din anturajul ăla. De ce trebuie să fii tu cu ei? De ce trebuie să fii tu cu ele? Când tot ei nu se bombăne, se comentează. Aia nu e bun, nu e regulă, nu e regulă. Bombănăși ăștia, nu știu cum să-i numesc. Oamenii care comentează despre oricine, oricând, oriunde, oricum. Ieși. O să ajungi un comentator fără Hristos, o comentatoare fără Hristos și ai grijă. Când tu comentezi despre subiect legat de care Dumnezeu nu ți-a dat autoritate să iei o decizie, să știi că duhurile care stau în spatele acelor atitudini, chiar dacă sunt greșite și tu le prezinți, le promovezi, persiști în ele, povestești despre ele, Duhul ăla găsește în inima ta o ușă deschisă pe domeniu și îți intră în viață. Și ai vorbit despre nu știu care că s-o certat acasă și din toată via acasă și pac, faci un scandal. Dar tu nu ești nervos. Tu nu ești nervoasă de obicei. Tu ai intrat într-un domeniu care nu ți aparține. Cine te poți să intri în asta? Cine ți-o dat ție de lucru să împarți biserica, frații, certăreții, nu știu cine? Cine te poți? Cine? Îți spun eu cine? Satana. Tu trebuie să ieși de acolo. Când vezi că cineva bârfește despre cineva, vorbește ceva negativ despre o persoană care nu e prezentă,
are dorință de răzbunare, are gând de ranchiună, tu îi spui, uite, am prea mult timp ca să stau aici. Și sunt prea ocupat să-ți aud poveștile. Te respect prea tare ca să fiu colaborator cu tine. Plecat. Părăsește! Anturaj murdar nu-i doar curvia, nu-i doar vizionarea pornografiei, nu-i doar masturbarea, nu-i doar prietenia murdară. Anturaj murdar e taclale fără sens împotriva cuiva. Că te găsești un treabă să împarți Germania, să împarți Trossingenul, să împarți România, să începi de la președinte, să continui cu secretar, să ajungi la nu știu cine. Hei! Revino-ți! Părăsește! Persoanele care continuă ba din gură, ba din gură, n-au niciun sens în viață. Vorbesc despre toți și nu știu pe niciunul. Opriți-vă, vă rog. Amin. Ești acolo? Uneori diavolul te va duce într-un anturaj religios până mătva oaselor, în care să vezi ceva greșit la cineva? Spre exemplu, nu știu, la cineva care are dar de prorocie să vezi ceva greșit? Și dintr-un unghi unde tu n-ai văzut tot cazul, să vezi o carență la proroc. Și tu nu știi cazul, tu nu știi cum s-a întâmplat, tu n-ai fost acolo, dacă erai în locul acelei persoane, nu știi cum reacționai, tu dai zoom pe carență și o popularizezi. O distribui. Lucrezi pe gratis pentru diavolul. Nu te băga tu în asta. Vezi, este treaba. Vezi, este treaba. Tu nu știi ce lupte există în spate. Tu nu știi ce a vrut să facă diavolul în dreptul acelei persoane. Tu nu știi ce cohorte demonice s-au pregătit să-l atace pe proroc și să-l omoare spiritual și să-l distrugă ca imagine, să-l terfelească. Tu nu știi ce e în spatele acelei lupte spirituale. Tu stai de departe, stai cu minte, n-ai nicio problemă, nu te implici spiritual, nu te rogi, nu postești, nu-ți pasă de lucrarea Domnului, dar tu vezi ceva. Dai zoom și l-ai terfelit. Ai vrea să treci prin 1% dintre luptele prin care trece acel om? Mă te întreb. Părăsește. Ia ridică-te și pleacă. Nu-i responsabilitatea ta. Nu trebuie să iei decizii. Nu ești implicat în ecuația aia. Nu-ți cere Dumnezeu de ce ai făcut dreptate. Retrage-te. Părăsește orice anturaj în care se produce păcat. Poate între părinții tăi un conflict. Eu nu știu pentru cine vorbesc acum. Nu știu niciun caz. Dacă știu un caz, nu spun nimic. Și când între părinții tăi apare conflictul, ai predispoziție umană să ții cu unul dintre ei. Și pe celălalt să-l apeși tare. Și tu, în loc să rezolvi conflictul, că poți, că ești mai mare deja, tu de fapt îl accentuezi. Ia ieși din anturajul a omului care comentează. Uite ce recomand să faci. Ia o zi de post pentru casa ta. De dimineața până seara, nu mănânci nimic, nu bei nimic și zici, Doamne, uite, te rog, fiu eu frumos. Eu-s băiatul din casa asta, eu-s fata din casa asta, mie-mi pasă de părinții mei. Te rog să intervii tu, Doamne, fă o minune. Vezi că după o zi nu se întâmplă nimica? Fă o pauză de o zi ca să nu intri în dezechilibru. Și a treia zi mai ia o zi de post și roagă-te și cere lui Dumnezeu să intervină. Spune, Doamne, e o problemă aici, văd că ceva nu e în regulă. Mie-mi vine să plec din casă când aud cum se ceartă ăștia doi, adică părinții mei. Spune despre ei, dacă asta e problema. Și roagă-te, o să vezi că Dumnezeu intervine altfel. Nu vorbe, arme spirituale ai nevoie. Și tu ești în anturajul ăla, nu fi în zona unde se apasă ca picătura chinezească să se producă o gaură în familie. Ieși, retrage-te într-o cameră și dacă trebuie roagă-te cu voce tare să le fie rușine la părinții tăi. Să-și dea seama că tu te rogi și ei se ceartă. Părăsește orice anturaj. Eu sunt aici să spun că vrea Dumnezeu să te folosească, dar nu poate dacă nu ieși. Dacă nu ieși. Se vorbea deja despre ieși, dar intră unde trebuie. Ieși din zona periculoasă și intră în voia lui Dumnezeu, în planul lui Dumnezeu. Fii responsabil pentru casa ta, n-ai crescut degeaba. Ai ajuns până la vârsta asta, Dumnezeu ți-a dat sănătate, pentru că Dumnezeu vrea să te folosească. Lucrează pentru zidire, niciodată nu dărâma. Sunt prea mulți care dărâmă
Tu ridică-i pe oameni, tu încurajează-i. Dar pentru asta trebuie să ieși în anturajul lor păcătos. Mai spun un lucru și apoi cred că ne apropiem de finalul acestei sesiuni. Dar continuăm pașii, nu-i oprim. Fii precaut. După ce ai părăsit orice anturaj care e vizibil rău, fii foarte, foarte atent. Fii cu ochii în patul peste tot, uite-te în fiecare zonă. Dușmanii tăi spirituali se fac mici, se fac ca un fel de camelion, adică se îmbracă după culoarea contextului în care se află și vin așa îmbrăcați foarte frumos, ca îngeri de lumină. Dușmanii tăi spirituali, la început vor veni agasan, cu coarne, copite, dubioși. Așa, când vede că tu ești spiritual și identifici ușor, vine foarte camuflat. Nu-l observi. Vine de la distanță, urmărește, se uită în toate părțile. Sfântul Petru zice, fiți treji și vegheați pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale. Asta înseamnă să uită atent. Survolează zona, se uită în fiecare colțișor. Dă târcoale și caută pe cine să înghite, inclusiv pe mine. Egal că-s pastor, egal cine ești, diavolul te urmărește. Te urmărește cu mare atenție și vrea să prindă un moment în care tu ai interdeschis ușa puțin. Ai zis, asta nu-i păcat. Dar tu știi bine că duce la păcat. Sunt lucruri clare ca păcat, sunt lucruri care duc la păcat. Nu intra pe drumul care e înfundat. Nu te duce pe drumul unde ajungi să fii ca bou la măcelărie. Nu intra pe calea ei, spune Biblia. Nu fi acolo. După o întâlnire din red la biserică, vine la mine un băiat și îmi zice, frate Caleb, uite noi în seara asta cu încă 4 băieți, noi 5. Vrem să cumpărăm 5 bere fără alcool. Vrem să mergem la apartamentul unuia dintre noi. Părinții lui sunt plecați în concediu, deci suntem singuri. Nu luăm cu noi nicio fată, suntem doar băieți. E ok? El, ca să fie foarte religios, că diavolul e foarte mascat, zice, uite, după ce punem berile fără alcool în frigider, ascultăm niște predici cu, nu vă spun cu cine, așa, niște cântări pe YouTube, nici asta nu vă spun cu cine, toate erau foarte ok. După aia bem berile fără alcool, plecăm acasă când au alcool, creăm mașini, fiecare la casa lui. Ce ziceți? Bă, ce m-a speriat de asta, mă. A zis, bă, dar tu așa slamă crezi, mă, minimă, vii la mine cu așa întrebare. Adică tu știi că eu sunt un predicator radical, direct, eu nu-mi fac menajamente. Cum te vin cu întrebarea asta? M-am simțit prost. Cum pui astfel de întrebări? Că n-au venit cu o întrebare gen, e păcat să treci pe roșu la semafor. Cum se trece în Germania? Pe roșu sau pe verde? E păcat pe roșu. Pe galben, hei, mărturisește altdată. Aici am biserică public. Portocaliu se zice. Cum se trece la semafor? Hai, ziceți. Pe roșu? Zice unul într-o conferință din Spania, eu mă uit dreapta, stânga, un solidoc de la mă rog, și după aia trec țuști. Și eu zic, dacă vine unul cu 120, te-am rezolvat. Că la trece pe verde, prietene. Cu țuștiul tău, ferească Domnul. Deci clar, pe roșu ne oprim, pe verde, nu pe galben, se trece, da? N-a zis amin. Amin, așa e, corect? E un lucru clar, nu negociem asta. Că voi, în viața voastră privată, faceți altceva, altă problemă. Eram undeva în Irlanda și eram la o familie. Și am spus asta la întâlnire tineret și spre final am mers să servim ceva în oraș și tatăl respectiv era foarte obișnuit să treacă la semafor pe roșu. Și zic copiii, tati, ce au zis fratele Caleb? Stai. Zice tăticu, băi, ce mi-ai făcut? Am usat la toate semafoarele. Da, nicio problemă, care e problema că stai? Pe roșu ne oprim, corect? Mai zice o dată, amin. Vedeți că v-ați zis-o. Vă urmăresc acum. Dacă apuc. Înțelegeți? Deci nu vine cu ceva clar. Există păcate care sunt negre și există lumina care e sfințenia lui Dumnezeu. Dar există lucruri din zona gri. Și când mă întreabă cineva din zona gri, zice, pastore, dați-mi un verset Biblie. Astăzi dau un verset. Nicio problemă. Duhul Sfânt îmi zice, întreabă-l de ce o vine la tine. Că nu mers la cineva care îi spunea direct păcat. Sau că nu-i păcat, da? Vin la tine care te consideră serios. A doua întrebare mi-a zis Duhul Sfânt să-i spun, nu e așa că înainte să vii la mine te gândi, mă, dacă e păcat.
Nu știu ce urmează și foarte sincer băiatul zice, pă da, frate. A, ți se pare că e păcat? Da. N-am verset pentru tine, prietene. 1 Tesaloniceni 5 cu 22. Feriți-vă de ce scrie statutul cultului, da? Feriți-vă de ce e foarte grav. Feriți-vă de păcatele mari cu consecințe grave. Da? Și asta scrie. Feriți-vă de orice se pare rău. Ce înseamnă ferește-te? Dacă careva dintre băieții de aici, mai ales unul mai solidoc, se enervează și merge afară, am văzut că aveți pietre aici puse, nu-i problemă, aveți. Ia o piatră și zice acolo din colț, pac, trag una la caler. Și rezolv. Eu ce fac? Eu stau în cord și zic, prietene, prin mine nici bolovanii nu trec, să credeți voi. Prind un microfon de ăsta, cred că roșu, e mai aproape de mine, îl pornesc, plec acolo și vă predic. Nu plec. Deci nu scapați de predică. Dar știți ce fac? Mă feresc. Eu nu zic, stați un pic, că eu calculez unghiul, tangente de nu știu cât. Lovește în amvon, nu în mine. Nu. Mi se pare că ceva nu e în regulă. Mă feresc. Păi cum ar fi dacă mă duc cu mașina mea, da, mă duc normal, și din contrasens vine altcineva cu BMW-ul, da? Nu știu dacă aveți BMW-ul, dar am un exemplu. Un exemplu pur întâmplător. Și el nu se încadrează pe banda lui după ce depășește un tir, da? Nu se încadrează și vine spre mine și eu zic, care e mai tare? BMW-ul sau Tiguan? Accelerează, frate! Așa fac. Păi nu, vă spun sincer, frânez maxim. Dacă se poate și frână de mână. Trag mai în dreapta, risc să mă lovesc de parapet. Dar mă feresc. Consider că e un pericol. Eu vă întreb, tinerilor, de ce vă permiteți, din perspectivă spirituală, știți că e un lucru periculos, e ca și cum ați merge pe marginea asta de amvon, dacă ar fi mult mai mare, bineînțeles, vă dau doar imagine, cu bicicleta, știți că e ușor să patinați, vă ridicați într-o roată și ziceți, ce tare-s eu! Și tu poți cădea oricând. De ce nu ești atent? De ce nu te interesează? E propriul tău viitor. E veșnicia ta, nu e a mea. Sunt consecințele tale, tu tragi la terapie intensivă, nu eu. E propria ta viață. Fii precaut. Fii foarte atent. Pe tine trebuie să te intereseze toate posibile pericole. Dacă vezi în jurul tău un pericol, vezi că e o prăpastie, nu te avânta agasan, n-ai nici măcar un echipament, nu ești în domeniu, nu poți să faci asta. Nu simula că ai fi alpinist când ai urcat niciodată pe o frânghie. Nu te expune la pericole. Fii precaut. Faci niște lucruri care nu sunt ok. Îți dai seama că le faci azi și cobori pe trepte spirituale mai jos, mai jos. Mai faci o dată lucrul ăla și ești mai jos. Și tu ți-ai dat seama că ție nu-ți merge cu asta. Altora s-ar putea să le meargă. Dar pe tine nu te ridică spiritual. Pentru tine are un efect negativ. Oprește-te. Nu mai fă asta. E o chestiune de logică ce-ți spun. Vine câte unul care îmi spune, frate, că le unde scrie în Biblie să nu fumezi? Pe creierul tău, prietene. Aproape că vine să întreb, ai creier? Ce cu întrebarea asta? Îți funcționează? Păi dacă medicul zice că îți distruge plămânii, ce să mai scrie în Biblie? Nu îmi spune că e ca și cu cola. Hai! Sau când vii cu asemănări gen cola și vin, am să spun ceva direct, românește. Vinul ți-a mințile. Curvia și vinul iau mințile omului. Să scrie în Biblie. Cola cel mult stomacul, dar nu creierul. Așa că nu merge că bea un pic. Bea un pic. Băieților, țineți-vă mine pe scaune. Vreau să le întreb pe fetele, care e fata aia dintre voi care vrea să căsătorească cu un băiat care bea un părel de vin? Hai, mâna sus, vă rog. Hai, numai un pahar. Un pahar în fiecare seară sau în fiecare dimineață. Ah, de aia nu v-ați susturat unii. Ați auzit ce am zis? Păi cum să mai vrei? Pe orice om când vrea să-și facă familie, viitor, speranță, își ia cel mai pocăit om, dacă e fată, cel mai serios băiat, care e prezent la biserică, unele fete din lume vor să pună ochii pe voi
Pentru că știe că voi nu înșelați, nu sunteți răi, nu sunteți derbedei. Nu-i normal! Să nu gândești pentru propriul tău viitor, să nu te intereseze pentru propria ta căsnicie și să te căsătorești habomnic, fără logică. Fii precaut. Vă mai dau un test. Găsiți-mi un om care în ultimii 2 ani sau în 2 ani consecutiv fiecare zi a băut un pahar de vin și nu s-a împătat niciodată. Găsiți-mi un om, că n-am găsit încă. Și atunci ce face cu teoria că poți să bei, dar să nu te îmbeți? Că dacă, dragile mele fete, viitorul vostru soț odată se îmbată și curvește cu una, vă convine? Întrebare retorică, bineînțeles. Atunci cum să vin eu la învol să spun, băieți, beți câte un pahar că e ok? Și nu pot să-mi imaginez cum de unele culte religioase evanghelice au dat drumul la dans și la vin, la nunți. Să le fie rușine! Nu-i permis. Că dacă la învol trebuie să fiu sfânt, trebuie să fiu sfânt și la masă, la nuntă. Și trebuie să fiu sfânt și în mașină, și trebuie să fiu sfânt și acasă, și trebuie să fiu sfânt peste tot. Amin! Amin! Că dacă nu sfânt la locul de muncă, degeaba sunt sfânt în biserică. Sfințenia voastră, striga Dumnezeu disperat către Efraim. Neprihănirea voastră, evlavia voastră, e ca norul de dimineață. Stă maxim 5 ore pe boltă. Și iară mă întoarceți la viața voastră dublă. 2 pași am spus în sesiunea asta. Mă urmează câțiva. Nu uita, părăsește orice anturaj în care se produce păcat. Veni, vi se vă ridicați. Vă rog frumos să închideți ochii. Asta nu e metodă psihologică, ci un sistem prin care pe unii fac să nu se mai uite la alții. Să se gândească doar la ei. Duhul lui Dumnezeu e prezent aici. În prima sesiune ți-a spus, stop păcatului. Acum intră mai adânc și zice, s-ar prea putea să nu păcătuiești la început în anturaj. Dar ieși de acolo de unde, dacă rămâi, ajungi să păcătuiești. Și Duhul lui Dumnezeu a intrat mai adânc în inima ta și îți spune, s-ar prea putea într-o viață de 50 de ani de umblare cu Dumnezeu, o singură dată, din cauza neatenției, se cază într-un păcat care îți marchează eternitatea. O singură dată. Un băiat care se teme de Domnul și se căsătorește, atât înainte de căsătorie cât și după, n-are voie să se curvească niciodată, corect? Se zice amin. Un singur păcat îți poate rata viitorul. Pentru un singur păcat poți ajunge epavă după 50 de ani de umblare cu Dumnezeu. Pentru că s-ar prea putea după păcatul ăla comis, în secunda 3 să intri într-un stâlp și să mergi în iad. Dumnezeu nu va pune în balanță faptele tale bune de 50 de ani și să zică-s mai multe decât păcatul de dinainte de 3 secunde de a muri. Că mântuirea nu e pe bază de balanță. E pe bază de iertare totală. Aș vrea să stai în meditație sfântă. Și acum, în timp ce îți vorbesc, să-ți faci o bifare în creier legat de toate anturajele la care trebuie să renunți. Gândește-te bine. Cu cine ai vorbit? Ce ai vorbit? Vorbe cu 2 înțelesuri, cu substrat imoral? Gândește-te bine la propria ta viață și la ce decizie ai vrut să iei. Poate deja ești aproape să promiți și să spui anumite lucruri. Păsă o vizie clară. Și spune lui Dumnezeu, Doamne, dă-mi putere să ies. În timp ce aveți toți ochii încheiși, dacă e cineva care vrea să ceară putere de la Dumnezeu și să ne rugăm toți pentru el sau pentru ea, să iasă dintr-un anturaj murdar, poate sunt probleme pe care nu le pot spune nimănui. Și ai vrut de multe ori să scapi și n-ai reușit și acum o să ne rugăm toți pentru tine ca Dumnezeu să-ți dea putere. Dacă e cineva, fie că e în domeniul ăsta al unui anturaj murdar, fie că a trecut în anumite stări din lipsă de precauțiune, de atenție și vrea să-i spună Domnului, Doamne, vreau să fiu mai serios.
Doamne, vreau să fiu mai pocăită, Doamne, vreau să fiu mai atentă, Doamne. Vreau să fiu sigur și sigură că nu voi greși, că nu-mi ratez viitorul. Dacă e cineva care vrea să-i spună Domnului și cere ajutor prin rugăciune, să facă un semn cu mână dreaptă ridicat. Dumnezeu e prezent aici pentru tine. Dumnezeu să te binecuvinteze. Dumnezeu să te binecuvinteze. Știu că mai sunt și alții, fie că ridici o mână, fie că nu. Te rog să te rogi foarte, foarte sincer înaintea Domnului. Și cer lui Dumnezeu putere să oprești, să blochezi, să ieși, să renunți la păcat, să te retragi din zona periculoasă unde poate n-ai ajuns încă să păcătuiești niciodată, dar ești pe marginea păcatului, ești la limită, ești aproape să se atingă păcatul de viața ta, să te blocheze viitorul și să nu mai ai nicio speranță. Reține, un singur păcat îți poate nenoroci tot viitorul. Aș vrea să ne rugăm cu toții.